se găsesc această chestiune, această temă. Este vorba despre responsabilitatea politică. Responsabilitatea politică sau responsabilizarea politică. Gândindu-mă ce o să spun despre această chestiune, mi-am dat seama că, de fapt, responsabilitatea politică este de natura soluției și nu de natura problemei pe care cartea o spune. Care ar fi problema? După părerea mea, problema poate fi numită în felul următor. Capcana autonomizării. La ce mă refer? Haideți să luăm două exemple din vecinătatea noastră de timp. Criza financiară din 2007, întinsă până astăzi, Doamne ferește, mai departe, este rezultatul autonomizării fluxurilor financiare față de suportul economic real. Criza datoriei suverane în Uniunea Europeană, nu numai din Grecia, din mulți alte țări, este efectul autonomizării statului, administrației publice, față de interesul național. Statul, ca și piața, în sine, este prociclic. El se va extinde permanent dacă nu are un control eventual din partea pieței sau de altă lucruri. Iată două exemple de autonomizare care au dus la efecte grave pe plan economic. Dar oare în domeniul politic nu avem aceeași problemă? Evident că da. Politizarea, de exemplu, despre care se vorbește așa de bine în carte. Politizarea este efectul unei autonomizări. Despre ce este vorba? Autonomizarea clasei politice în raport cu interesul popular, adică cu interesul populației, adică cu interesul public. Acesta este un mare pericol. Fiindcă, într-adevăr, politica, trebuie acceptat fără îndoială, are logica sa internă, propria sa logică. Este o logică bazată pe interes. Dar e un sens negativ această descalificare. Numai că există pericolul intrării într-un cerc intern al politicii. Haideți să luăm exemplele de ieri, de la unde, care se întâmplă într-un anumit partid, al părămâne, sigur, vă sunt pronunț. Nu este decât o problemă de luptă internă, de autonomizare a interesului partidului în raport cu interesul public național. Asta era problema națională sau publică în acest moment? Ce vreau să spun cu asta? Există o cheie care rupe acest pericol al capcanei autonomizării. Și așa cum am spus la început, această cheie este responsabilizare. Responsabilitatea. Un parlament poate fi legal, dar poate fi nelegitim. În același timp, atunci când își rupe legăturile cu interesul public. Un guvern, de asemenea, poate fi legal, dar poate fi nelegitim, din același motiv. Am să dau două exemple de evitare a acestei capcane a autonomizării în România în ultimul timp. Unul dintre ele este legat de măsuri de stabilitate sau de stabilizare financiară, așa numitele măsuri de austeritate. Măsurile de austeritate reprezintă un mijloc, scopul din stabilitatea financiară, evident. Vă rog să observați că dacă ne-am fi oprit aici, dacă guvernul s-ar fi oprit aici, am fi avut un exemplu clar de capcană a autonomizării. Ori, după cum știm cu toții, guvernul face eforturi speciale, deosebite, permanente, pentru a relua creșterea economică. Aceasta este ruptura care s-a produs în această capcană a autonomizării. Al doilea exemplu în România. Mulți ani de zile, după 89, noi am avut politică monetară, respectiv politică fiscală, aproape rupte una de alta. Autonomizate, cum s-ar spune. În ultima perioadă, acest lucru a fost eliminat. Există o cooperare permanentă între Banca Națională și Guvern, adică între politica monetară și politica fiscală. A fost evitat și această capcană a autonomizării. Stimați colegi,